Dar când m-am dus să-l cumpăr la oamenii ăștia, oamenii s-au vândut familia. Deci era 5 să vândă un telefon. Da. Mamă. Ieșisem din iarnă de curând. Eram pe Musala. Bă, era pe zi, unde trec? Ce e acolo? În zăpadă, unde se duce? Mamă, era panicată! Unde m-a luat toaletă? Aici era jale mare. Brunea s-a dus? Da. Trebuie să te duci încolo, că te blochezi. Nu știu de ce s-au dus mulți încolo. Asta fiind hornurile băiseci. Dar să știți că au vreo 7-8 sărituri. Ar trebui să facem pe unde a luat-o Petre pe acolo. Acolo era că erau călcate... Nu, erau... Știi când m-a încățărat acolo și... Asta e. Și era sub pomba. Și a venit el și zice el că e... Da. Când l-a dat pe spate așa și... Exact. Dacă cazi, am dat drumul și te blochează instantaneu. Da? Adică, cum? Yeah. Aha, asta e șmecherie. Da. Problema la el e când... Nu era mai bine să vă dau eu ghirică. Când filez secundul de sus, nu filez din brâu. Nu cred că e ăla, mă. A, nu e ăla? Nu. Da, mă, scut fire acolo, Rafael, Rafael. Cutiuța. Dar ce-a mai rămas din ea? Postura a grupului Liber Pământ. Ai prins vreo ceva, un post străin de astea așa? Acum? Ce la oameni cu alte meserii. Da. Cred că mai regrupăm să luăm a nouă. Tipă. Da. Sub creasta picăturii acum. Și ăsta e tunelul picăturii. Da. Tragem pe... Opa, așa. Și am ajuns, da? Zi, băiete, ce e asta? Vai, vai! Da, vai! Cumuța-n tramvai! Merge un piton de asigurare? N-ai niciun piton! Aici n-ai niciun piton! Mă botez, nu e o problemă să te iau din drept! Bine! Da! Picăturii și am ajuns pe creasta picăturii. Mulțumim, Codrin. Mai lasă cățăratul, uite de frumos la noi. Mac, mac. Suntem. Da, bine, bine acum și. N-am auzit asta, chestia asta de mult. Dar să știi că eu pregătesc, de exemplu, picătura. A venit! Picătura. Uite, o să am o zadă acolo, în vreo 6 metri, dar mai dăm. Să știți că sunt și eu, că am umbra. Okay. Am umbra eu. Ah. Hei!